bronze pentru Andrei Voicu. Haideți să vă explic pe scurt. Andrei Voicu a venit la noi în sufragerie, a făcut exerciții cu fiecare dintre noi ca să afle cine este cel mai sugestibil și, bineînțeles, eu am intrat cel mai tare în transă. By the way, fac acest voiceover pentru că aici făceam intro-ul, dar nu mi-alegeam bine cuvintele pentru că, na, eram în transă. Și n-am de ce să vă mit pentru că și eu l-am adus la mine pe canal să văd dacă e adevărat. Nu credeam nici eu înainte, dar trebuie să vedeți asta. By the way, asta s-a întâmplat înainte să vină Andrei Voicu. Eu sunt Mara. Urmește să ne hipnotizeze cineva. Eu cred că acum stă la ușă și încearcă să-și găsească conexiunile cu noi, sinceră să fiu. Am niște emoții foarte mari. Uuuh. Foarte mari. Eu am fost cea mai distractă. Doamne, te relaxezi și doamne, te care fibra din mine. Sună! El e! Sunat fix când vorbeam despre el. Dorin o să aibă cea mai tare conexiune ever and ever. În sfârșit îmi găsesc conexiunea cu cineva. New boyfriend check. E viitorul meu. Bă, știam eu că trebuie să fiu cu unul care trebuie să mă hipnotizez în continuu să tac. Dorin, să te relaxezi cu fiecare fibră din corpul tău. Așa. Și Dorin, să te relaxezi. Oh my fucking god, Angela, you don't have nails. Hypnoza boy. N-o să-și găsească conexiunea atât timp cât Oja nu-i perfect simetrică pe unghie. Look at this. Dacă vreți să urmăriți această pisică drăgălașă, puteți să intrați pe Instagram-ul ei wiki.the_cat. Hipnoza începe! Aici se va întâmpla totul. Eu sunt ochii din umbră și voi surprinde cele mai picante momente din acest videoclip. Lumea este deja hipnotizată. Kiki aleargă pisici. Edi stă pe telefon și din păcate nu stă pe TikTok. S-a tripat pe Messenger. Cine mai stă pe Messenger? Kiki se crede un struț. Își bagă capul în canapelele noastre de piele. Oare ce o să mai urmeze? Oare ce o să se mai întâmple? Oare se va întâmpla ceva cu noi chiar în realitate? Veți afla după ce va veni domnul iluzionist. Adela, efectiv, nici nu a venit și a leșinat. Doar are temperatură. Am temperatură. Vlad este emoționat. Mie îmi vine să vomit. Salutare, numele meu este Andrei Voicu și probabil că unii dintre voi știu că mă ocup cu hipnoza. Ceea ce veți vedea în minutele următoare este complet real. Aș vrea să vă dau câteva informații legate despre hipnoza. Ea a fost folosită încă din antichitate, atunci când nu existau medicamente și droguri. Din punctul meu de vedere, hipnoza este cel mai puternic instrument de a manipula mintea unui om, evident într-un mod pozitiv. Ea este folosită în cabinet, așa cum o folosesc și eu, pe diferite situații. Iar aici mă refer la acele situații în care unii oameni au anumite adicții, fobii, atacuri de panică, depresie și anxietate. Repet, din punctul meu de vedere, hipnoza este cel mai puternic instrument de a manipula mintea unui om. Ca să înțelegeți, înainte a venit Andrei Voicu a ajuns, înainte a făcut un test de experiment ca să vadă cine e cel mai vulnerabil, sau nu știu cum se numește, cel mai posibil să fie hipnotizat. Și cred că Vlad a fost dintre noi toți. Și cu Mara, dar cred că l-a ales pe Vlad ca să fie hipnotizat. Poate ce efectiv starea aia, la început nu era. La început chiar nu era, era așa o senzație, cumva și că era Silvia de pe YouTube, gen aia de te adorme. Poate după... Eu tot nu cred, dar la un dat am văzut lui Vlad ochii cum îi tremurau așa, da, îi tremurau ochii și gen nu înțelegea nimic, efectiv nu înțelegea nimic. Da, l-a întrebat cum îl cheamă și au tremurat ochii și a zis Andrei Voicu. Noi l-am întâlnit astăzi pentru ce? Să facem un episod. Un episod? Ce fel de episod? Pentru? Pentru canalul meu de YouTube să le hipnotizez. Să vă hipnotizez? Da. Dar crezi că pot face lucrul ăsta? Sincer, crezi că pot face lucrul ăsta? Dar asta nu am zis. De asta sincer te-am chemat să văd dacă... Am înțeles. Bun, astea sunt cheile la mele de la casă, nu? Da. Ok. Îți doresc o zi frumoasă. Ne vedem și ne auzim, da? Zi frumoasă! Cu drag!
Hai să mergem acum. Stop. Zâmbă, după buze, ca și cum ai fi dormit 12 ore, revigorat și plin de viață. Ce mai zici, filmăm sau ce facem? Filmăm sau ce facem? Da. Hai să filmăm. Filmăm? Da. Ok, hai, despre ce filmăm. Începem acum? Nu, efectiv chiar am foarte mari emoții. Și eu la fel, de ce? Chiar nu știu cum să reacționez la așa ceva. Eu zic să trecem la treabă, pentru că nu rămâne la introducere. Am înțeles. Bun. Salutare, numele meu este Andrei Voicu. Care este numele tău? Da. Andrei Voicu. Vreau să vă spun că hipnoza există, este reală. Tot ce ați văzut cu mine este în totalitate real. În momentul voi număra de la 1 la 3. La numărul 3 trebuie să deschizi ochii, dar pur și simplu tu ești Andrei Voicu și te vei comporta ca Andrei Voicu. Ai venit aici să faci un lucru, 1 și 2 și 3 sus și zâmbă după sus. Revigorat și plin de viață. Este camera aici. Salut! Eu sunt Andrei Voicu și astăzi o să facem un număr de iluzionism. Nu, de hipnoză. De hipnoză. Nu, de mâncare. De mâncare. Sarmale cu mămăligă. Sarmale cu mămăligă. Da. Simplu, după cum se râd, mai revigorat. Continuă, drog. Salut, eu sunt Andrei Voicu și astăzi o să facem un număr de hipnoză. Facem numărul de hipnoză, cum îl facem? Cum? Nu știu. Pentru că m-am numărat de la 1 la 3, al momentului trebuie să deschizi ochii. Unicul tău scop este să te ridici în picioare, să intonezi imnul național, atât cum îl știi tu. Cu zâmbetul pe buze, cu dicție, ca și cum acesta este unicul tău scop. 1 și 2 și 3 să deschizi ochii. Revigorat și plin de viață! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care ne-adânciră barbarii de tiran. Și te relaxezi prin fiecare mușchi, prin fiecare și capul ăsta este unicul tău scop. Într-un moment voi număra de la 1 la 3, la mine trebuie să-mi deschizi ochii. Andrei Voicu nu a fost aici, nu ai filmat absolut nimic cu el, dar pur și simplu vei posta ce trebuie să postezi. Ca și cum, acesta este unul de scop. Într-un moment, voi număra de la 1 la 3, la numai de trebuie să deschizi ochii, pe buze, dându-ți voie, este simt extraordinar de bine. 1 și 2 și 3 sus, deschizi ochii. Hai, vă începem. Ce trebuie să faceți? Trebuie să postez. El la cum îți râs făcut, de fapt, chiar de momentul ăsta. Vorbești cu el. Alo? Alo? Și îți răspunde, chiar ți-a răspuns. Scuze, dar... Dar unica limba pe care o cunoști este chineză, așa cum o percep tu. Și vorbește. Ești Ojo? Ojo. Ojo? Dar acum realizezi și faci, de fapt. Ce faci? Ce? Pe cine sunt? Andrei Voicu. Și Andrei Voicu. Dar eu cine sunt? Știu. Acum revila să reanițiere și să aduce aminte tot ce ai făcut. Și te simți extraordinar de bine, revigorat și plin de viață. Ce faci, domnule? Ce faci? Doamne ferește, ce se întâmplă? Stai. Bravo, Vlad! Bărbată, felicitări. Eu am plecat. Ce bărbată? Ce bărbată? Să ajungem de tot, da? What the fuck? Auzi, zic cum ați mă vorbesc. Vă mulțumesc. La revedere. Ceau. Ne place.
Mă simt prăjit total. Sunt conștientă de tot ce s-a întâmplat, numai că ceva în capul meu nu mă lăsa. Gen, eu știam că pot să fac tot ce îmi spunea el. Ce mi-a zis la un moment dat sau ceva de genul că să uit. Numărul 4. Numărul 4, nu, mi l-a spus în bucătărie. Da, eram eu acolo. Și, și gen, îl aveam în cap. Dar nu puteam să-l zic, gen, chiar nu puteam să-l zic. Bă, deci vă jur pe viața mea că n-am fost niciodată atât de relaxat cum am fost acum. Niciodată în viața asta n-am fost atât de moale. La chestia aia cu prima chestie de la început cu ăsta și râsul mare, eu am avut, eu efectiv când râdeam, cu asta râdeam și eu. Pentru că fix atunci când i-a zis mare treaba asta, m-a ridicat pe mine. Și gen, când vedeam că face asta, mă uitam la mama și mă luam un râs, efectiv, nu puteam să mă opresc și pe am văzut și pe asta că râdea, fix, bă, gen, ridicat-o și pe aia. La Kiki? Ce Kiki? Unde mi-a plecat? Doamne, dar ce față aveam! Așa-i fost tot. Dura. Deci, guys, nu, deci vă jur că sunt șocat, chiar șocat. Nu credeam. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, nu mai știu să vorbesc. Să vă abonați, activați acolo clopoțelul pentru mai multe videoclipuri. Eu am fost Andrei Voicu și vă zic pa. Ce doar să te relaxezi cu fiecare corp, fiecare celulă din corpul tău. Deși tu un like, subscribe, piesă de YouTube, piesă de hash, hai, hai, ca să ajung un milionar.